Capitala Poloniei a fost scena unor confruntări violente între forțele de ordine și manifestanții care se opun în noi legi care interzice avortul. Confruntările dintre polițiști și demonstranți au avut loc în apropierea sediului Curții Constituționale, instituție care și-a dat acordul final pentru aplicarea legii antiavort. Cel puțin 3 persoane au fost reținute de polițiști. Mii de oameni au protestat față de legea considerată o îngrădire a drepturilor femeilor de a decide asupra corpurilor lor. Legea împotriva avortului a fost adoptată în Parlament în octombrie, însă a intrat în vigoare abia miercuri, după ce Curtea Constituțională și-a dat acordul. Nie można pozbawiać kobiet ich praw. Nie, bo to są to... kobiety są połową tego narodu, tak? I nagle połowa narodu zostawiona została sama sobie i pozbawiona praw do decydowania o sobie. Tak nie można. Doktorii care realizează întreruperi de sarcină pot fi arestați și condamnați la pedeapsa cu închisoarea. Organizatorii demonstrației i-au avertizat pe manifestanți să nu se lase intimidați de forțele de poliție. To jest ten moment, kiedy policja będzie was kusić, handlować, korumpować, namawiać, wyciągać na boczek. Mówić, że tak szybciutko pokażecie tylko dowód i będziecie mogli sobie pójść. Tu chodzi o to, żeby was złamać. Tu chodzi o to, żebyśmy zgięli kark. Tu chodzi o to, żeby nam pokazać, że sami oddajemy własne prawa. Potrivit organizațiilor umanitare, femeile care erau deja programate la clinici pentru întreruperi de sarcină au încercat miercuri noapte să-și devanseze intervenția pentru a nu intra sub incidența legii. Ja odebrałam takich telefonów około 10 w ciągu nocy. I to były telefony nie tylko od kobiet. Były też telefony od lekarzy, ginekologów, którzy pytali, czy to już obowiązuje, co mam zrobić. Pacjentka przygotowywana jest do zabiegu. Mam ją odesłać do domu? Guvernul condus de Partidul Legii și Justiției a promis interzicerea avortului încă de la sosirea la putere, în 2015, iar ideea a fost susținută, spun analiștii politici, de cei ce doresc revenirea la o societate tradițională. Bardzo tutaj jest zasadne i racjonalne takie powiedzenie, czy takie przysłowie polskie, które mówi, że lepiej mieć 10 dzieci na ramieniu niż jedno na sumieniu. I myślę, że to oddaje właśnie też tą naszą filozofię tych, którzy bronią życia. Statystyki arată că în Polonia erau efectuate 200.000 de întreruperi de sarcină în fiecare an, iar multe femei din Polonia mergeau în Cehia sau Germania pentru astfel de intervenții. Potrivit noii legi, sunt interzise avorturile chiar și în cazul în care fătul prezintă malformații grave, care nu i-ar garanta viața. Sunt și excepții de la lege. Întreruperea de sarcină poate fi făcută în cazuri de viol sau de incest.